Crăciun de poveste. It makes you all jolly. Europa FM, prieteni, familie, muzica sărbătorilor de ieri și de azi. Sunt Alex Grecu, iar astăzi citim Mașini, cel mai frumos cadou. Hei, Fulver, uită-te la mine! Kiwi Bucșă, trecând val vârteș cu Sania pe lângă prietenul lui, cel mai bun, Fulger McQueen. În valea radiatorului venise iarna, mai erau doar câteva zile până la Crăciun și de curând ninsese. Cei doi prieteni se dădeau pe un derdeluș cu Sania improvizată de Bucșă din resturi de fiare vechi. Chiar e cea mai tare Sanie din valea radiatorului! Se laudă Bucșă. Știu, mi-ai spus! Zise Fulger râzând. De vreo câteva ori! Are faruri cu fază mare, șine ultra-rapide și parașocuri incorporate! Spuseră cei doi prieteni la unison. Nu ți rosi ca ai putere! Spuse Bucșă. O să fie și mai tare când o să ne dăm cu Sania la Cares Plus Mountain! Cares Plus Mountain era un parc acvatic de lângă Valea Radiatorului. O singură zi pe an, de Crăciun, toboganele de apă erau înghețate pentru ca mașinile să se poată da pe ele. Ah, Bucșă! Trebuie să-ți mai spun ceva! Începu Fulger îngrijorat. Mai ții minte cupa raliului pe gheață din Rusia la care particip? Da, cum să nu? Zise Bucșă. Cursa aia care e peste câteva săptămâni! Tocmai asta e! Zise Fulger. Că au mutat-o săptămâna asta. N-o să fiu aici de Crăciun. Bucșa se opri brusc. N-o să fii? Fulger clătină din cap. Îmi pare rău, prietene. Sigur o să-mi fie dor de Mountain Cares Plus. Dar poate facem altceva împreună după ce mă întorc. Da, sigur. Îngăimă Bucșă, încercând să nu se vadă cât e de dezamăgit. Mai târziu, Bucșă parcă la cafeneaua lui Flo. Salut, Bucșă! Strigă Flo. Vrei să guști din noul meu ulei cu lapte de pasăre? O să te umple de veselie! Nu mi-ar strica câteva guri, spuse Bucșă. Mi s-a cam dus cheful de Crăciun. De ce ți s-au unecat corăbile, prietene? Întreabă Flo. Bucșă oftă. Fulger n-o să fie acasă de Crăciun. Participă la un raliu. Păcat! Spuse Flo. Asta înseamnă că trebuie să sărbătoriți Crăciunul mai devreme. Da, să-l sărbătorim mai devreme? Ce idee bună! Spuse Bucșă. Apoi se gândi o clipă. Mai să fie! Am uitat de cadouri. Trebuie să-i cumpăr ceva lui Fulger. Dar ce? Flo căzu pe gânduri. O să-i duci dorul cât o să fie plecat, nu-i așa? Da, spuse Bucșă, tot dând din cap. Atunci de ce nu iei ceva pentru raliu? Ca să știe că te gândești la el. Niște amortizoare? Sau o racletă de zăpadă? Sau cauciucuri de iarnă? Genial, Flo! Știu și de unde! Și Bucșă o luă din loc. Luizi! Țipă Bucșă în timp ce frână în fața vulcanizării. Ajută-mă, te rog! E, pentru tine, orice, Bucșă! Spuse Luigi zâmbitor. Cauciucurile alea de iarnă! Zise Bucșă. Alea din vitrină, unde sunt? Vreau să-i le cumpăr lui Fulger pentru raliu! Zâmbetul de pe fața lui Luigi se stinse. A, n-am cum să te ajut! Tocmai le-a cumpărat cineva! Acum câteva momente a plecat cu ele! Într-adevăr, o camionetă mare demarase și se îndepărta de magazin. Bucșă se luă după camionetă și îi explică situația. Am nevoie de cauciucurile alea ca să-i le fac cadou celui mai bun prieten al meu! Îți dau altceva la schimb! Camioneta oftă. Îmi pare rău, de când vise să zbor prin zăpadă cu cauciucurile astea super rapide. Și dacă să avea eu ceva mai rapid decât ele? Curioasă, camioneta acceptă să-l întâlnească pe Bucșă la marginea orașului.
Acesta demară în trombă spre cimitirul de fiare vechi. Pun pariu că Sania mea e mai rapidă decât tine cu cauțucurile alea. Dacă am dreptate, facem schimbul! Camioneta fu de acord. La scurt timp coborau în viteză pe panta înzăbezită. Bucșă vâjâi pe lângă camionetă și câștigă. Camioneta dădu bucuroasă cauciucurile pe Sania lui Bucșă. Între timp, Fulger o ajuta pe Sally să decoreze hotelul Cozy Cone. Mă simt atât de neputincios, spuse el. Bucșă tare s-a mai întristat când a aflat. Dar chiar trebuie să particip la raliu? Ce? Întrebă Fulger. Nu face parte din circuitul tău obișnuit, zise Sally. Sunt sigură că organizatorii ar înțelege dacă nu te-i duce. Ochii lui Fulger scânteiară. Ai dreptate! Bucșe e cel mai bun prieten al meu! Pot oricând să câștig un trofeu! Mă retrag din cursă și stau acasă de Crăciun! Fulger gonica din pușcă până acasă să-l sune pe Vitali Petrov, organizatorul raliului pe gheață. Vitali spuse lui Fulger să stea liniștit, că va reprograma cursa după Crăciun. Ce bine! Mulțumesc, Vitali! Spuse Fulger. Abia aștepta să-i dea lui Bucșă vestea cea bună. În drum spre casa prietenului său, Fulger trecu pe lângă un panou publicitar cu Care Splash Mountain. Brusc îi veni ideea cadoului perfect. A doua zi, Fulger și Bucșă își oferiră cadourile de Crăciun. Cursa a fost amânată, așa că o să petrec Crăciunul cu tine, amice! Nu se poate! Exclamă Bucșă. Hei, unde-i Sania? Întreabă Fulger uitându-se în jur. Bucșă se schimbă la față. Păi s-ar putea să o fi dat la schimb pe cauțucurile astea ale tale. Cei doi prieteni se priviră uluiți, apoi izbucniră în râs. Am crezut că-i luăm celuilalt cadoul perfect de Crăciun și, când colo, ne-am ales amândoi cu lucruri pe care nu le putem folosi. Bucșă îl aprobă. Da, dar să-ți spun ceva, prietene! Faptul că ne petrecem împreună Crăciunul e cel mai bun cadou! Fulger zâmbi. La fel simt și eu! Și n-aș schimba asta pentru nimic în lume! Cât timp te am pe tine lângă mine! Sunt mai gata ca niciodată! La finalul oricărei povești ne așteaptă o nouă poveste. O descoperim împreună mâine seară la Europa FM.